cu 4. Pournois, l'Europe, c'est pas un continent. C'est une poésie, c'est une légende. Merci, merci beaucoup, comme elle est amable, merci. În continuare, școala gimnazială de muzică Filaret Barbu, o școală vocațională, unde avem de fiecare dată bucuria, plăcerea de a vedea copii frumoși și talentați, dar colectivul de profesori de la școala gimnazială numărul 4 este un colectiv valoros care asigură pe lângă dezvoltarea și cultivarea talentului muzical și o educație și o formare solidă. Îl salut cu drag pe prietenul nostru, Călin Popeț, care și de această dată este alături de noi, un profesor dedicat pe care îl stimăm și îl prețuim. Călin Popeț și elevii de la școala gimnazială numărul 4, gimnazială Filaret Barbu. Haideți! Avem și un moment muzical, ei se vor prezenta, copiii ne vor spune, ne vor recita câteva poezii frumoase, alese cu grijă de domnul Călin Popeț și toate vor fi întregite de momentul muzical care, ca de fiecare dată, domnișoara, Evelin ne va încânta pe sunet de vioară. Evelin, încerc tu, înțeleg, da? Foarte mult să călătorească. Într-o zi, capitanul unei corăbii l-a invitat să le însoțească, iar el s-a hotărât să pornească pe mare. Gulliver era încântat de noua sa aventură.
Pe mare a izbucnit o furtună puternică, iar corabia a naufragiat. În zadar a încercat echipajul să se salveze. Toți au pierit înecați în valurile înalte, numai Gulliver a reușit să înoate până la tornul pustiu al unei insule. Obosit de lupta cu valurile mării, Gulliver a adormit de îndată ce a pus piciorul pe uscat. În zorii zilei s-a trezit și a simțit că e legat cu fire subțiri, dar puternice. A încercat să se ridice, dar n-a reușit să se clintească. Privind în jur, a zărit o mulțime de omuleți mărunți, cât o palmă agitându-se în jurul său. O pildă frumoasă, un eseu aș putea spune, chiar dacă aparține unui clasic. Mulțumim Călin Popeț pentru inspirație. Vă ascultăm în continuare. Mă numesc Andrei Berlo și voi cita Lacul de Mihai Eminescu. Lacul codrilor albastru, nute galben îl încarcă, trăsărind în cercuri albe, el cu tremură o barcă. Și eu trec de-a lung de maluri, parcă ascult și parcă aștept, ea din trestii se răsară și să-mi cadă lină de piept. Să sărim în lutrea mică, îngânați de glas de ape, și să scap din mic mâna cârmă și lopețile să-mi scape. Să plutim cuprinși de farmec, sub lumina blândei dune, vântul trestrin poșnească, îndoioasă apă sune. Dar nu vine singur, adic, în zadar suspin și sufăr, lângă lacul cel albastru, încărcat cu flori de nufăr. Ziua. Mă numesc peștenarul Raisa Cristina și vă vom recita Europa noastră, compoziție proprie. Europa, continent frumos, cu țările de sus și țările de jos, cu țări de vest și țări de est și țări care la vorbe se întâlnesc. Europa, continent major, plin de ape în conjur, cu mări și oceane, mari frumoase și câteodată furtunoase. Europa, continent puternic, cu pământ sacru și unic, unde au trăit exploratori și de unde au plecat cunoscuți navigatori. Europa, casa noastră, ne-ai găzduit țara românească, continent cu mult popor și mereu învingător. Bravo! 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 O poezie frumoasă cu semnificații profunde recitată de o tânără domnișoară la fel de frumoasă. Mulțumim! Bună ziua! Mă numesc Ivona Malea și voi citi o mică parte din Piciul de Alphonse Daudete. M-am născut în ziua de 3 mai 1800 într-un oraș din Languedoc, unde, ca în toate orașele din sudul Franței, este mult soare, destul de mult praf, o mănăstire de carmelite și 2-3 vestigii române. Tatăl meu, domnul Eiset, care făcea la vremea aceea negoț cu fulare, avea la marginea orașului o fabrică mare. În a cărei incintă își amenajase la umbra unor platani și o locuință confortabilă, separată de ateliere printr-o grădină imensă. În acest loc am văzut lumina zilei și mi-am petrecut primii și singurii ani frumoși din viața. De aceea, plină de recunoștință, memoria mea a păstrat neștiansa amintirea grădinii, a fabricii și a platanilor, iar când a trebuit să mă despart de aceste locuri, după ruinarea părinților mei, le-a regretat din tot sufletul ca pe niște ființe dragi. Mulțumesc! Bună ziua, numele meu e Andreea Pico și astăzi o să vă recitesc O câte stele de Mihai Eminescu. O câte stele arată în înălțime, o câte unde aruncă în fața marea, cu alor lumină și cu scânteierea, ce o fi asemănând, ce vor, nu știe nimeni. Deci, cum învăiți, tu poți urma calea, fii bun și mare, o păta de crime, același praf, aceeași adâncime, i-am moștenirea ta și tot uitarea. Parcă mă văd murind, în umbra porții, așteptând ce vor să mă îngroape, aud cântări și văd un timp de tot.
o umbră dulce, vină mai aproape, să simt rutin deasupra un gen morții cu aripi negri unde umei de plată. Eu voi recita rugăciunea unui dat de Mihai Eminescu. Pe când nu era moarte, nimic nemuritor, nici singurul lumini de viață dădător. Nu era azi, nici mâine, nici ieri, nici totdeauna, căci unul erau toate și totul era prea. Pe când pământul, cerul, văzduhul, lumea toată, erau din rândul celor ce n-au fost niciodată. Pe atunci erai tu singur, încât mă întreb în sine, au, cine-i zeul cărui plecăm a noastră ine? El, singur zeu, stătut înainte de a fi zei, și din noi ani de ape puteri au dat scânteze. El zeilor dă suflet și lumii fericire, el este al omenirii izvor de mântuire. Sus, inimile voastre, cântare aduceți, el este moartea morții și învierea vieții. Și el îmi dă de ochi să văd lumina zilei, și inimea umplută cu farmecele mine. În vântul de vânturi, auzit am al imers, și în glas purtat de cântec, simțit doriosul vers. Și tot pe lângă acesta cerșesc încul adaos, să îngăduie intrarea cu vecinicul în paus. Organizatoric, stai acolo, avem bucuria și plăcerea de a primi un desant adevărat, dar niște copii frumoși, cultul eroilor, domnul Busuioc și încă doi domni care se vor prezenta, sunt aici alături de noi, au venit de la momentul solemn din centrul orașului, pentru că și eu vreau să spun puțin și să ne spui două cuvinte. Și mulțumim că ați venit, suntem onorați, vă ascultăm. Hristos a înviat. Asociația Municipală Cultului Eroilor Lugoj a participat la festivitatea de depunere de coroane la Monumentul Eroilor Alfa și Omega, împreună cu primăria, împreună cu asociațiile celelalte, împreună cu Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și cu cercurile de elevi. O parte din cercurile de elevi care au participat acolo, îi vedeți dumneavoastră aici cu șepcuțele acestea frumoase, cu costumele naționale frumoase, cu doamna profesoară Loredana frumoasă și dansantă, cu câțiva reprezentanți ai cultului eroilor, printre care sunt și eu, frumos și tânăr și eu, am numai 67 de ani, și a fost un moment deosebit. Multă lume din oraș a participat și a început să plouă puțin. Noi am comemorat eroii care s-au jertfit pentru România și au dat sângele și sunt înscriși pe acest monument Alfa și Omega din centrul orașului. Domnul primar, profesor inginer Francis Boldea, nu a putut să vină întrucât este invitat la Paris. A venit domnul vice-reprezentant, a făcut o poză cu noi, cu copiii, ne-am simțit adevărați patrioți, așa cum și dumneavoastră participând aici la această activitate, sunteți adevărați patrioți. Generația de mâine, generația de astăzi care de tineret, o parte dintre ei nu este vina lor că nu sunt în țară, sunt plecați la muncă, dar sunt convins că și ei sunt patrioți. Trăiască România! Lângă mine, adică cu mine au venit colegii mei, care sunt, pentru că eu am venit îmbrăcat militar, a trebuit să am și doi bodyguards, să nu mă bată copii mici, așa tineri ca voi. E domnul colonel Menchiu, domnul colonel Baciu Cornel, dar veniți mai aproape, hai! Vedeți ce cuvinte sunt, ascultă ordinele mele. Domnilor, sunt bine ați venit. Marian Menciu mă numesc, sunt vicepreședinte al Asociației Naționale a Cultului Eroilor și nu vreau să vă rețin atenția foarte mult, decât să vă îndemn să nu uitați și la câte evenimente de astăzi. Vă mulțumesc!
în ultimul rând, Loredana Ciucură. Unde ești, Loredana? Loredana? Așa, vină pe rog lângă noi. Am plănuit să ne simțim bine în acel frumos amfiteatru din curtea Casei Brădicenilor. Din păcate, timpul nu este cu noi, dar nu are importanță. Apreciem gestul, apreciem intenția ta, Loredana, și de toată stima și toată lauda acești copii frumoși pe care îi educi, pe care îi formezi și care au un zâmbet cuceritor. Le mulțumim, sunt tare frumoși și îți mulțumim și ție pentru ceea ce faci pentru ei. Am să vă invit, dacă vreți, împreună cu Adriana, facem o poză frumoasă acolo în curtea Casei Brădicenilor, să marcăm acest moment și uneori spațiile sunt prea strânte. Astăzi s-a dovedit că am și avut nevoie de o sală, cel puțin dublu, dacă nu și mai mult de mare. Mulțumim, Loredana! Am o întrebare la dumneavoastră. Care este limita de vârstă a participanților la poză, ca să știu? Dumneavoastră faceți poza media, n-are vârstă. Faceți poza și, n-are vârstă. Faceți acolo să iese o medie bună. Vă rugăm! Hai să continuăm și după. Ei nu mai rămân. Ei...